Locul ăsta e o adevărată cocină. De parcă aș avea nevoie să fac curat. O să fie dificil. Oh, poate din unghiul ăsta? Oh. Bella, am venit! Am făcut curat pentru tine, scumpule! Piu. Nu mai spune nimic. Știu că ai avut o zi lungă. Așa mult stres. Relaxează-te și savurează o cafeluță. Unghiile astea! Am cea mai tare soțioară din lume! Suntem echipa perfectă! Of, mor de foame! Ups! Nu vreau să mănânc chestia aia! Nici măcar nu mă pot apleca să o iau! Frate! Iubire? Care-i treaba? Mi-a scăpat un chips! Și niște șosete. Of, bine! Vesele-i pe toate, scumpule! Chiar că e un dezastru pe aici! Hei, aș putea să mă obișnuiesc cu asta! Continuă! Sarcina e dificilă, pentru mamă și pentru tată. Vorbește în numele tău. Jaco, e timpul să mergi la școală. Ia-ți rucsacul. Mersi, tati. Am nevoie de încălțăminte. Ha, corect, am uitat. Sigur, stai să-ți aduc. Poftim. Mă gâdila. Ok, încearcă să nu te mai miști. Ce amuzant ești, tati. Mă lași să fac asta? Scuze. Gata, direct la școală, ok? Ok, pa, tati. Pa. Ce greu a fost! O să-mi închid puțin ochii! Tati, trezește-te! Mi-e foame! Ok, stai puțin! Poftim, scumpa mea! Asta-i tot, da? Ah, acum mă pot relaxa! Ce mai e? Nu e corect, tati! Ce-ai pățit? Plouă! O să mă ud! Nu-i bai, folosește umbrela asta. Mersi, pa! Sper să nu se mai întoarcă. Wow, ce furtună! Nu mai ies niciodată afară din casă. Oh, nu! Mi s-a stricat umbrela. Nu, nu, e în regulă, scumpa mea. Dar... ce aproape am fost! Vreau și eu puțin timp pentru mine! Voiam să joc golf! Stai așa! Perdeaua asta de duș... Mi-a venit o idee genială! Împăturește o perdea de duș până obții un triunghi. Taie vârful triunghiului. Pune două bucăți de perdea de duș una peste alta. Folosește hârtie de copt și o placă de păr pentru a lipi bucățile una de alta. Asigură-te că nu rămân goluri. Wow, tati! Ce poncio frumos! Arată super! Acum pot să ies afară! Da, sunt genial! Ce tare! Nu m-am mutat deloc! Oh, a ieșit soarele! Dar voiam să mai stau cu asta pe mine! Mama a plecat o oră întreagă! Repede! Ce să probez prima dată? Nu știu! Ah, ce confortabil e! Oh! Hei! Ce roche de oameni mari! Mama are cele mai frumoase bijuterii! Care e cea mai strălucitoare? Wow! Ce frumos e! Gata! Stai! Unde au dispărut toate? Hei, nu! Pe astea le cauți? Ai furat toate bijuteriile! Dă-mi și mie! Dacă trebuie, pot să-i
accesoriul ăsta de păr. Și asta. Ok. Poftim. Ești fericită? Și inelul? Îl vreau. Serios? Dar îmi place cel mai mult. Nu, nu plânge. Nu mă pot abține. Stai să mă gândesc la ceva. Mama are niște lucruri interesante pe aici. Nu trebuie să folosim doar cutia cu bijuterii. Pune o bucată de scotch transparent pe capacul unei oje. După ce l-ai lipit, acoperă-l cu lac de unghii transparent. Apoi, lipește deasupra o bucată de hârtie interesantă. Înfășoară-o, apoi mai adaugă niște lac de unghii. Nu uita, folosește lac transparent. Apoi, dezlipește-l. După ce s-a uscat, șlefuiește marginile. Așa, acum are marginile finisate. Voilà! Un inel complet unic. Și e numai al tău. E minunat! Wow! N-ai terminat? Tare, nu-i așa? Și am folosit modele diferite. Și mai am încă unul pentru tine. Și asta e foarte interesant. E cea mai bună, Claire! Mă pricep la pescuit. Hei, cred că am prins ceva. Wow, ți-am spus eu. Mă pricep. Da, acum e rândul meu. Bun, mă simt norocoasă. Simt ceva. Vezi? E un... ce chestie asta? Nu degeaba era aruncat la gunoi. Hei, gata! Nu! Ups, nu trebuia să fac asta. Ce se întâmplă acolo sus? Ia să vedem. Hei, asta pare valoroasă. Wow! Sunteți geloase? E numai a mea. Nu intra în panică, ok? Hai să-ți găsim altceva. Asta, de exemplu. O sticlă veche? Nu! Îmi pare rău! Hei, tu! Știu! Ce e? O să creezi ceva special! Ok? Super! Mai întâi, dai sticla cu un cutter. Aici și aici. Apoi, folosește o farfecă pentru a tăia restul. Voilà! Și în cealaltă parte. Acum poți să o întinzi la orizontală. Folosește o riglă pentru a trasa două linii drepte. După ce ai făcut asta, tai-o așa. Îndoai-o așa și rotunjește-i colțurile. Apoi găurește-o cu un perforator. Acum acoperă toată banda de plastic cu scotch. Nici măcar nu se vede. Perfect, vezi? Acum trebuie să conectez capetele. Înfășoară cu grijă panglica în jurul benzii. Continua până când e acoperită complet. Trebuie să ai răbdare, dar va arăta super! Nu acoperi gaura din capăt. Bagă prin ea niște elastice și polenot. Întoarce-o și lipește-i niște decorațiuni. Eu folosesc scoici. E drăguță, nu-i așa? E gata! Poftim! E a ta! Lasă-mă să o probez! Wow! Mulțumesc! Sunt expertă în artizanat! Hei! Încă-mi poartă tiara! Și dansează îngrozitor! Hei! Nu o să-ți o dau niciodată înapoi! Bine că fugi! Stai! E ora de culcare, scumpa mea! Poftim, ursulețul! Mersi, tati! Somn ușor, Ava! Ne vedem dimineață!
E prea întuneric. Nu-mi place deloc. Tati! Super! Acum mi s-au dereglat chakrele. Vin imediat, scumpa mea? Cine e? Vrei să ne batem? Adică e totul bine? Era întuneric și apoi a început furtuna. Hei, totul e în regulă. Nu te speria. N-ai pățit nimic. Sunt aici cu tine. Vrei să-ți citesc o poveste? Închide ochii. A fost odată ca niciodată. Doar medusă. Nu pleca! Șt! N-am plecat nicăieri. Încetişor. Tati! Acum e mai bine. Ah, serios? Cred că am o idee. Am o mănușă de cauciuc la îndemână. Ha! V-ați prins? O să pun mănușa în paharul ăsta. O să fixez mănușa pe margine. Am umplut un alt pahar cu orez. O să torn orezul în mănușă. Apoi o să scot mănușa din pahar și o să-i fac un nod. Cred că o să funcționeze. O să-i o pun pe braț. Da, acum pot pleca pe furiș. Au, degetul meu! Ah, nu plânge! Încă un somn până merg la teatru. E atât de palpitant, abia aștept. Ce somn oribil! Mă simt groaznic! Aciu! Mă doare tot corpul! Bună, somnoroasă! Ah! Eu nu mă simt așa de bine. Stai să văd, ai febră? Pune-ți asta pe frunte. Siropul de tuse o să te ajute. Gura mare! Bleah! Trebuie să te odihnești. Dar teatrul? Nu pot să-l ratez, îl așteptam de atâta timp. Îmi pare rău, scumpă, ești bolnavă. Ah, stai puțin, cred că știu cum să te înveselesc. Ia o cutie de cereale și decupează un dreptunghi. Întoarce cutia orizontal și lipește o bandă de hârtie autocolantă. Repetă treaba cu o hârtie autocolantă de o altă culoare. Alternează culorile până când acoperi toată cutia. Apoi folosește foarfeca pentru a decupa hârtia care acoperă gaura. În continuare ia două șervețele și pliază-le. Uite așa! Lipește șervețelele în interiorul cutiei. Fă două găuri în partea de sus a cutiei și bagă niște bețișoare de înghețată prin ele. La final desenează niște personaje pe un carton și lipește-le pe bețișoarele de la înghețată. Ești gata să vezi spectacolul? Wow! E grozav! M-am gândit că teatrul ar putea să vină el la tine. Cum ți s-a părut interpretarea? Ura! Bis! Achiu! Iu, a fost disgustător. Sper că nu e ceva contagios. Putem fi bolnavi împreună. Grozav! Ăsta e camionul meu preferat. Știu, nici mie nu mi-a venit să cred că a zis asta cu voce tare. Basculantele sunt preferatele mele. Pot să car atât de mult. Și apoi, prietena ei s-a prefăcut că nici n-a auzit. Oh, ia uite, un tigru. Nu, știu, e atâta victimizare. Oh, nu, ce-a fost aia? Nu, camionul meu preferat. Oh, trebuie să închid, te sun eu mai târziu. Mamă, mi-ai stricat camionul preferat. Stai, știu ce pot face ca să rezolv problema asta. O să iau gustăricile astea colorate. O să înmoi capătul în apă și apoi o să lipesc două. O să continui să-mi construiesc structura folosind apă pe post de lipici. Arată grozav! O să unesc asta cu celelalte părți pe care le-am făcut. Scumpule, am ceva pentru tine! Wow! Un camion nou-nouț! Vroom! Camionul ăsta e așa de cool și e făcut din gustări! Ah, oh, nu! A fost distrusă! O să intru în bucluc! Hei, știu ce trebuie să fac! Vine mama! Sper să nu vadă! Oh, ce-i chestia aia de acolo? Probabil că nu-i nimic! Ura! N-a văzut!
Ei, întindeți-vă și atingeți-vă degetele de la picioare. Nu pot, din cauza purții. Oh, sigur, nu-i bai. Putem face alte exerciții. Stați pe minge și respirați adânc. Ok, e rândul tău. Oh, ce sare mingea asta! Mai încet, încetişor, respira adânc. Respira adânc. Ok, pot să fac asta? Ce tare e ora asta! Nu sunt deloc obosită! Nu uita să respiri adânc. Ah, da, bravo! Ok, hai să trecem la exercițiul următor. Podul din picioare. O să vă ajute să vă întindeți picioarele. Credeți că puteți încerca? Nu faceți prea mult efort. Foarte bine! Ah, încearcă să ții picioarele drepte. Ok. Of! Oh, nu! Vai de mine, ce miros! Trebuie să ardem niște salvie aici. Nu știu dacă am destule ierburi aromatice. Ok, cred că ajunge. Bun, acum vă puteți opri. Acum hai să ne întindem pe spate. Foarte bine, doamnelor. Ar trebui să aveți spatele aliniat drept. Acum ridicați-vă și înclinați-vă în fața spiritului divin. Namaste. Și tu? Ah, a dormit. Alo, trezirea. Trebuie să trezesc. Da, mai vreau căpșuni. Oh, nu, am rămas blocat. Măcar am ierburile aromatice la îndemână. O să meditez un pic ca să mă calmez. Sigur, intră! În primul rând, arăți extraordinar. Trebuie să ascult inima bebelușului. Sună bine. Glumesc, umor de asistentă. Ok, ia să vedem ce ai. Ah, ce drăguț! O să ai un băiețel! Nu, dar vreau o fată! Ia ăștia și rezolvă situația, sigur! Am nevoie de ceva de băut! Ești bine? Am nevoie de ajutorul vostru! Ce face? Barnab! Trebuie să transform băiatul în fată! Ce tare! Ce glumă bună! Ce amuzantă ești! Mulțumesc, fetelor! M-ați ajutat din părți! Trebuie să pot face ceva. Poate... nu. Gândește-te, e vorba de știință aici. Știu, e foarte simplu. Pot folosi tabletele astea. Ia una dintre tabletele astea și o să ai o fetiță. Mulțumesc! O să mai facem o dată ecografia. Minunat! E fetiță! Ai câștigat banii ăștia! Ah, nu trebuia! A fost super tristă o vreme. Ah, te sun eu înapoi. Of, burta mea e așa mare. O să fie dificil. Poate merge să le iau dacă stau pe canapea. Nu prea ajung. Poate dacă încerc cu ambele mâini deodată. Ah, urăsc asta. Ha, degetele mele îmi dau o idee. Mă întorc după voi, căștilor. Exact, acum am o mână care înhață. Acum o să le ridic într-o clipită. Da, le-am luat! V-am zis eu că vă prind, căștilor! Stai! Ce s-a întâmplat cu soarele? Am nevoie de o cafea tare. Ah, tu de unde ai apărut? Neața, tati!
Bună! Vreau micul dejun! Ok, ți-l fac imediat! Lapte! Ce distractiv e! Se mișcă înainte și înapoi! Poftim! Nu cred că ar trebui să mai faci asta! Ia niște cereale și nu mai faci asta! Nu te mai balansa așa în scaun! Poți să cazi! Hai, mănâncă micul dejun! Ți-am turnat laptele! Arată delicios! Termină tot! Mersi, tati! Ce adorabilă e! Ce mult îmi plac cerealele! Și ce mult îmi place să mă balansez! Ce ai spus? Nimic, tati! Nu ai voie să faci așa cu scaunul! Oprește-te! Nu! E prea mult! Uite ce mizerie ai făcut! Ups! Gata cu prostiile! Mereu fac curățenie după tine! Unde a dispărut? Era fix aici! Hei! Stai puțin! Bună, tati! Trebuie să fac cumva să se oprească! Stai! Cârligele astea mi-au dat o idee! Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta! O să lipesc niște scoci dublu adeziv de picioarele scaunului. Apoi o să lipesc de scoci ventuza asta. Apoi o să întorc scaunul la loc. Mănâncă-ți cerealele. De ce nu se mai mișcă scaunul? N-ai nicio șansă. Bine, o să mănânc cerealele. Urăsc cafeaua. Ah, te rog! Sper să nu dureze prea mult! Ia să-mi aranjez machiajul! Oare mai are mult? Vai de mine, ce drăguț! Trebuie să mă gândesc la altceva! Clar ar trebui să cânt la un concurs TV! Abține-te, abține-te! Oare cât mai durează? Chiar îmi place tricoul ăsta! Da, a ieșit! Ce bine! Trebuie neapărat să intru la baie! Dar intră tu prima! Ce frumos e afară! Oh, nu! Trebuie să merg la baie! Scuzați-mă, o să intru rapid la baie! Nu! Aveam nevoie la baie! Acum e mult mai bine! Oh, nu! Ce jenant! Of, e ceva neregulă cu meu asta! Hei, ce faci acolo? Ce crezi că fac? Sport! Ce naiba? De când îți pasă ție de fitness? Ce? De când ai pătrățele pe abdomen? Vreau și eu! Dar n-am decât grăsime! Ok, o să fac sport extrem de intens! Ha! Își folosește puterile ca să facă sport mai intens! Farsa asta funcționează perfect! Vai, ce foame mie! O să mănânc o gustare! Ciocolata asta e delicioasă! Stai așa! Ce naiba? N-ai deloc pătrățele pe abdomen! Și cât de intens am făcut sport! Oh! Te-am păcălit! Nu-i bai! Ia un premiu de consolare! Bine, îl merit, ce-i drept! Acum să văd cum deschid ambalajul! Ador când visez înghețată! Puteam să dorm o veșnicie! Și am cam făcut-o! Unde am dormit atât de mult? Trebuie să mă pregătesc pentru școală! Aproape am ajuns! Gata! Presupun că nu pot să merg în pijama! Chestiile astea sunt ok? Cu siguranță! Dar ce mă fac cu părul ăsta? Am vreun elastic pe aici? Nu chestia aia. Hei, aș putea să folosesc chestia aia de acolo!
Haide, dă-i drumul! Aoleu! L-am întins de tot! Acum ce mă fac? Nu vreau să știu! Hai, frate! Poate să meargă așa! Dar nu pot să-l strâng prea tare! E inutil! Annie? Chestia asta e total inutilă, mamă! Hai să-ți arăt un mic truc! Ai nevoie de un pic de căldură! Privește! Un pic de căldură o să-l micșoreze la loc! Vezi? Se schimbă total! Ar trebui să devină iar elastic! Vezi? Super elastic! Poftim! Wow! Mersi! Cred că mă descurc acum! Bună, codiță! Acum în sfârșit pot să plec la școală! Annie, chiostanul tău! Pa! Doar câțiva pași în plus! Hai să termin cu asta! E timpul să transpir! Dar cui trebuie o sală? Așa, totul e aranjat! Să trec la greutăți! Ușurel, așa! Curățenia asta chiar e obositoare! Bun, e timpul pentru aplecări! A fost una! Uf, podeaua asta e mizerabilă! Of, n-am schimbat chestia asta de ceva timp! E murdară? Clar! Uf! Așa! Adio, brațe slabe pentru fata asta! Ce bine că mi-am adus apă în plus! Oh, sunt epuizată! Oh, zici că sunt 1000 de grade! Acum la ce altceva poftesc? Iubire! Ai nevoie de ceva, scumpo? Ceva dulce? Știu exact ce! Cremă de alune! Nu! Ce altceva mai avem pe aici? Stai așa! Cred că am chestia potrivită! Sau mai bine zis, multe chestii! Orice pentru scumpa mea! Și mai am mai multe în bucătărie! E brânză pe aici? Nu! Cum de-am uitat de brânză? Ridicol! Foarte frumos, puiule! Joacă-te în continuare! Îmi plac și ursuleții gumați! Sunt moi! Mi s-a rupt popitul! Mami! E ok! Du-te să-ți iei altul cu care să te joci! Excelent! E timpul să mănânc! Oare cine mă sună? Bună! Ce mai faci? Ai văzut ultimul episod? Știu! Nici mie nu mi-a venit să cred că ales-o pe ea! Trebuie să-mi reîncălzesc mâncarea! O să-mi bag farfuria la microunde! Știu! Episodul de săptămâna următoare pare să fie la fel de bun! Mami, unde sunt ursuleții gumați? Nu vreau să mănânc mâncarea ta scârboasă! Nu, nu, nu! Am băgat farfuria greșită la microunde! Ursuleții mei gumați! Oh, nu! S-au topit! E un dezastru gumat! Le-ai distrus! Geleurile mele! Stai! Cred că știu cum să salvez situația! O să așez farfuria asta și apoi o să bag un bețișor în geleurile topite! O să bag mai multe de jur împrejur! Acum le dau o formă și le las să se usuce! Au ieșit grozav! Dragule, nu mai plânge și ia chestia asta! Oh, wow! O acadea! Delicioasă! Are același gust ca geleurile mele preferate! Mersi, mamă! Ești cea mai tare! Îmi facă părul super lucios! Nu!
nu se poate! Uite ce mesaj! Ah, Betty, îmi pare rău! De ce vrea să ne despărțim? Eram așa de drăguți împreună! Oh, nu! Trebuie să mă duc la baie! Și nu putea măcar să mă sune? A trebuit să-mi dea păpucii printr-un mesaj? E foarte trist, dar Betty, stai o secundă! Sunt așa de furioasă pe el! Așa e, Betty, eliberează-te! Și s-a despărțit de mine într-o sâmbătă? Cine face asta? Betty, trebuie să fac pipi, revin! De ce toată lumea mă părăsește? Ah, săraca Betty, pare așa de tristă! Nu, iar trebuie să fac pipi! Gata, Betty, vino cu mine la baie! Stai aici și continuă să vorbești! Așa e, Betty, foarte urât din partea lui! Ah, Betty! E mult mai bine! Ce? Nimic nu e mai bine! Cum pot spune asta? Adică meriți mult mai bine de atât? Ai dreptate! Două doamne însărcinate cu poftă mare de mâncare! Arată grăzav! Bebelușul poftește la roșii! Ce bun! Nu știu ce să zic de asta! Atâta timp cât e suficient de dulce... Nu, e scârboasă! Ia chestia asta de aici! Îmi pare așa rău! Of! Cine a comandat chestia aia? Așa mai merge! Stai! Vino aici! Am zis maioneză, muștar, salată, ca să veți murați! Ok, un minut! Cred că o să-ți fie utile astea! Vrei să fie dulce și savuros? Dorința ta e porunca mea! O să mă asigur că pun multă! Gata! Și acum frișca! Presupun că vrei multă, nu? Oh, da! Așa! Nu arată deloc rău! Să nu uităm de bombonele, corect? Gata! Poftă mare! Fata aia m-a înțeles total! Salutare, carbohidrați! Acum intrați în burta mea urgent! Dar nu fără un pic de carne! Zici că e ziua mea! Ce bun! Oh, da! E perfect! Nu cred că am fost vreodată așa fericită! Ador să fiu însărcinată! Tu nu, Bella? Cred că mi-a pierit pofta de mâncare! Bolul de bomboane e gol! Trebuie să-l umplu! Așa! Și acum o să-l ascund de Ashley! Raftul ăla e un loc bun! Nu o să-l găsească niciodată acolo sus! Asta crede ea! A plecat mama! Acum e șansa mea! Nu ajung la el! E timpul să am o altă abordare! Știu! Scaunul ăsta o să mă ajute să ajung mai sus! Atât de aproape! L-am luat! Oh, nu! Aoleu! Dar măcar am luat bomboanele! Am meritat! Și cam ce crezi tu că faci? Ah, bună, mamă! Sunt atât de dezamăgită, Ashley! Trebuie să fiu creativă! Unde pot să ascund bomboanele astea? Stai puțin! Ashley urăște legumele! Mi-a venit o idee! O să golesc punga asta cu legume! Și o să o umplu cu bomboane! Ashley nu o să caute niciodată aici! Ce roșie suculentă! O să fie grozavă pentru salata mea! Ah, bună, Ashley! Ai, gol! Unde sunt bomboanele? Ce zici de niște legume delicioase? Vorbești serios? Blea! Am încercat! Cred că merită o ciocolățică! Delicioasă! Vreau să creez atmosfera perfectă. Cred că am totul gata. Să începem. Un măr, o căpățână de usturoi. Wow, ce puternic miroase! Ce altceva? Aha, evident! Să nu uit de suzetă. Pot începe vraja.
Huba, buba, hocus, pocus. Spune-mi că o să fac un băiat. De obicei, funcționează. Poate am uitat ceva. O să adaug niște sclipici. Abracadabra, vreau să aflu viitorul. Cu ce greșesc? Am nevoie de niște păr uman. Acum ar trebui să funcționeze. Spune-mi ce vreau să aflu. Hei, scumpa mea, faci niște vrăji? Ți-am luat flori. Nu? Preferi bomboanele? Fix de asta aveam nevoie. E perfect. Petala unei flori. Vraja e completă. Kazan Magic, spune-mi toate secretele tale. O fată? O fetiță! Ce fericită sunt! Uite, scumpule! Crezi că o să-i placă mașinile și fotbalul? E grozav! Ce s-a întâmplat? Ecranul e negru! Nu mai are baterie? Haide, măi! Mamă, trebuie să mă ajuți! Ce s-a întâmplat, draga mea? Telefonul meu nu mai are baterie! Nu am un încărcător! De ce li se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Calmează-te, scumpo, e ok! S-ar putea să am niște gustări în geantă. Vrei o bombonică? Delicioasă! Mai ai? A fost ultima! Viața e atât de nedreaptă! Ia uite ce-am găsit! Nu sunt o pisică, mamă! De ce a trebuit să se întâmple asta? Ce altceva mai am? Dacă îți dau bani, o să fie mai bine? O să mă ajute! Am făcut un avion din hârtie! Ura! Ashley, ăia erau ultimii mei bani! În fine, mamă, ține-te asta! Ce are chestia asta? Ashley, termină! Ce e asta? Ashley, te rog, trebuie să fac chestia asta să meargă! Pare distractiv! Pacient nepregătit! Ce-a fost aia? Desenezi ceva, mami? E atât de jenant! Stai puțin, mi-a venit o idee! Puneți telefonul pe o suprafață plană, apoi pune un carton colorat peste el. În continuare, lipește niște plastic transparent pe telefon. Umple plasticul cu lipici. Apoi răspândește-l. Sigilează plasticul ca să nu iasă lipiciul. E ca un carnețel, o metodă grozavă de a petrece timpul. E super distractiv! Stai să văd! Vrei să încerci și tu? Ai dreptate, e super distractiv! Wow, îmi place la nebunie! Mersi, mamă! În sfârșit mă pot relaxa! Biberoane! O să-mi fie foarte utile! Uite cadoul următor! E de la mine! Vai de mine în colțuri mititele! Sunt atât de simpatici! Hei, uite și cadoul meu! Wow! Ce adorabile sunt! Ce body-uri micuțe! Bună, ți-am adus asta! Pâine prăjită! Wow! Mersi! Bun, e timpul să aflăm dacă bebelușul e fată sau băiat! Abia aștept să aflu! Ia să vedem! Poate am greșit balonul. Ok, a doua oară-i cu noroc. Tot n-am primit răspunsul. Hei, poate tunul ăsta din confeti e soluția. Nu, tot n-am aflat. Stai! Sigur aflu dacă tai tortul. Dar unde e tortul? Ar trebui să gustați din tortul ăsta, e delicios! Crema albastră din interior e foarte bună! Hei, care-i faza? De ce se uită toată lumea la tort? Ups, ce bine, e băiat! Asta e, dar are dreptate! Ce bine, e băiat! Ia uite ce de baloane frumoase! Wow! Ți se face foame de la citit? Și e prânzul! Ura! Oare ce bunătăți avem aici?
Oh, iaurt! Hei, Jennifer, ia uite ce am! Ah, delicios! Poftim, micuță! Arată bine! Nu! Ești plin de iaurt, tată! Mustața mea glorioasă! E distrusă! Stai! A mai rămas vreun pic de iaurt? E ok, scumpă, rezolv eu problema. Stai să șterg iaurtul ăsta mai întâi. Așteaptă! Am o idee! Vrea cineva niște iaurt delicios? Gura mare! Îl strângi puțin și iese! E așa de bun! Nici o problemă, scumpo! Pentru niște răsfăți! E așa bine să stai relaxată la căldură! Ah, aparatul meu de ras! Chiar trebuie să-mi rad picioarele? Da, așa cred! Ok, piciorule, hopa sus! Uf, totul e așa de greu când ești însărcinată! Trebuie să ajung la crema de ras! Am reușit! Am nevoie de multă, că picioarele mele sunt cam păroase! Nu, ajung la glezne! Mă descurc cum pot! Trebuie să mă întind cât de mult pot! Ok, pare să meargă, cât de cât! Wow, ce de muncă! Măcar am terminat! Acum trebuie doar să mă ridic! Ok, e timpul să-mi schimb papucii cu pantofii! Încălțătoarele sunt o invenție genială pentru femeile gravide! Pantofii puși! Iu! Mi se văd gleznele păroase! E ok, o să le acopăr cu șosetele! Perfect! Acum sunt gata să ies!